Cele mai importante străzi ale municipiului Drobeta-Turnul Severin, Bulevardul Tudor Vladimirescu și Splai Mihai Viteazu au șanse să fie reabilitate. Asfaltul pe cele două artere s-a deteriorat și se circulă cu dificultate, din cauza că la momentul în care s-a realizat planul pentru asfaltarea tuturor străzilor din oraș, Bulevardul Tudor Vladimirescu era în administrarea Companiei Naționale de Drumuri, această arteră nu a fost cuprinsă în mare asfaltare. Cât despre Splai Mihai Viteazu, pur și simplu, acest bulevard a fost dat uitării. Cele două proiecte, reabilitare Bulevardul Tudor Vladimirescu și reabilitare Splai Mihai Viteazu, au fost incluse prin ordinul Ministrului Dezvoltării 3223 din 17-2010, au fost incluse în planul, în plan, cu finanțare din Programul Național de Dezvoltare Locală, axa regenerare urbană. Deși s-a intervenit destul de recent în dimensionarea și în amenajarea atât a Bulevardului Tudor Vladimirescu, cât și a Bulevardului Splai Mihai Viteazu, totuși traficul s-a dovedit a fi anevoios, drept pentru care o astfel de investiție, o astfel de intervenție este binevenită și noi am aprobat-o astăzi fără nicio fel de problemă. Este bine că se fac proiecte și că se merge cu ele spre finanțare. Acum, dacă se va obține sau dacă nu, rămâne de văzut dacă primăria poate să susțină astfel de proiecte pentru a primi bani și, până la urmă, de ce nu, dacă guvernul poate să dea acești bani sau nu. Dar oricum este un lucru meritoriu din punctul meu de vedere că se fac astfel de proiecte și că sunt trimise. De aceea, așa cum am mai spus, facem opoziție, dar vrem să facem o opoziție constructivă și în sensul ăsta, de asta astăzi am aprobat aceste proiecte. Consilierii locali au votat în unanimitate proiectul care viza aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea studiului de fezabilitate în vederea asfaltării celor două străzi. De la ședința Consiliului Local a lipsit chiar inițiatorul celor două proiecte, primarul Constantin Gherghe. Mă surprinde lipsa primarului, am întrebat și data trecută, nu ne s-a dat niciun răspuns. O fi să rezolve niște probleme pe la organele statului, nu știu dacă de anchetă sau poate de procurare de bani. Nu l-am mai văzut pe primar de cel puțin două ședințe. Am văzut că ordinea de zi este semnată de către pentru primar, de către viceprimarul municipiului, domnul Screciu. Poate, într-un fel, faptul că primarul n-a mai apărut pe la ședințele Consiliului Local este un lucru pozitiv, pentru că, iată, activitatea se desfășoară în condiții mult mai bune și mult mai... Eu am zis de mult că viceprimarul Screciu era mult mai bun de primar decât acest fost milițian. În cazul în care vor fi aprobate la finanțare, cele două artere vor fi complet reabilitate. Durata de realizare a lucrărilor va fi de 21 de luni.